și a Sfântului Duh. Amin. Nimic din bunurile lumii a noastră inimii nu râvnesc. Mai scumpă e mântuirea noastră ca orice aur pământesc. Așa am cântat. Trebuie să-i mulțumim Domnului pentru această zi, pentru că El este prezent în mijlocul nostru, pentru că El vine din Galileea și vrea să treacă prin Samaria. De ce spun Samaria? Samaritenii din vremea Domnului Iisus se închinau și lui Dumnezeu, lui Israel, o parte din ei, dar erau și închinători la idoli. De ce spun că Domnul Iisus trece prin Samaria, pe aici vine din Galileea și trece prin Samaria? Pentru că lumea se poate asemăna în zilele noastre exact cum erau samaritenii din vremea Domnului Iisus. Și El trece prin Samaria și merge în Ierusalim. Tot timpul când mergi din Galileea prin Samaria și treci prin Samaria și mergi spre Ierusalim, totdeauna când noi dorim să mergem spre Ierusalimul cel ceresc, trebuie să trecem și prin Samaria. Necredința totdeauna ne urmărește. Starea de necredincioșie a fiecărui dintre noi și de nemulțumire, din punct de vedere pământesc, și am putea spune și de multe ori din punct de vedere duhovnicesc, este în inimile noastre. Evanghelia de astăzi am auzit-o de foarte multe ori fiecare dintre noi. Și am auzit fel și fel de explicații a Evangheliei pe versete. Nu știu dacă am înțeles fiecare dintre noi și Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu revelat este acela care ne dă putere, ne dă lumină, ne dă viață, ne dă înțelepciune, ne dă pricepere și aș putea să spun că ne dă și inteligență. Dar bineînțeles dacă noi îl primim cu bucurie. Pe Domnul Iisus în Evanghelia de astăzi l-au întâmpinat 10 leproși. Fraților, cum am venit noi în această zi să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus? Spune că ei au strigat toți într-un glas, au strigat tare: Iisuse, fie-ți milă de noi! Haideți, frații mei, să ne punem întrebarea. Am venit astăzi în acest loc. Am venit înaintea Domnului. Am venit în întâmpinarea Domnului. Cum am venit? Ce cerem Domnului Iisus în această zi? Ei au cerut un lucru. Un lucru foarte important pentru viața lor și pentru sănătatea lor. Vindecarea leprei. Lepra în vremea aceea era o boală grea. Putem să asemănăm cu cancerul din ziua de astăzi. Dar lepra totodată era și molipsitoare. Era durere, era chin, era suspin. Cei care suferau de această boală erau scoși afară din cetate. Erau scoși afară din comunitate. Nu mai aveau părtășie cu casa lor, cu părinților, cu cunoscuților, cu neamurile lor. Erau depărtați cu totul de părtășia unora cu altul. Era o durere. Și spune că acești lepruși de multe ori stăteau și prin morminte. Când a fost în Ierusalim, când a coborât de pe muntele măslinilor jos în grădina Ghețimani, erau niște morminte, așa putem să spunem, era un fel de groată săpată în stâncă. Acestea erau mormintele iudeilor. Era săpat în stâncă și se punea mortul, se punea în stâncă și se trăgea piatra. Sau ce punea el la gura mormântului. Acest era un... Și acolo puteai să și locuiești.
Dar de ce spune că cei demonizați din ținutul gadarenilor stăteau în morminte? Acestea erau mormintele în stâncă, un loc de adăpost. Același lucru făceau și acești leproși. Stăteau în aceste morminte pregătite pentru alții și normal pregătite și pentru ei, că ei știau că au o boală nevindecabilă. Dacă mergem astăzi într-un spital de unde sunt boli de cancer, dacă am merge aici la pe Porumbescu la numărul 59 și am intrat acolo, să vedem câtă durere, câtă suferință, câtă disperare este acolo. Cum caută omul leacul pentru vindecarea trupului. Și o să mergem mai departe și o să vă arăt ceea ce înseamnă durerea. Durerea unește. În durere ajungi la părtășie. Nu mai contează că ești samaritean, că ești evreu, că ești ortodox, catolic, penticostal, baptist, jehovist, adventist, cine știe de ce mai ce suferință. Toți sunt la grămadă. Pe toți îi dore și toți suferă. Acolo se rup barierele acestea în care pe noi ne desparte unii de alții din punct de vedere duhovnicesc și a relației noastre cu Dumnezeu. Acolo dispare în durere. Pentru că ne arată din Evanghelia de astăzi că cel care a venit și a mulțumit Domnul Iisus era samaritean. Era împreună cu evrei. Cum, adică eu vreau să stau cu un spurcat, un necurat? Pentru că în boala lor și în suferința lor și în neputința lor, toți erau necurați. Zice că oricine s-a apropiat de ei, din depărtare trebuia să strige, suntem necurat, 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 să nu se apropie de ei. De fapt, în starea lăuntrică a trupului lor, toți au ajuns necurați. Vedeți, frații mei, când suntem în suferință, când suntem în durere, când suntem într-o neputință și o bol grave, ajutorul nostru este de la Domnul. Toți ne îndreptăm gândul, mintea, ochii spre cer. Așa cum spune psalmistul, ajutorul meu va veni de la Domnul, cel care a făcut cerul și pământul. Ce nu face omul în disperare? Ce nu face omul în durere? Ce nu face omul când știe că zilele lui sunt numărate aici pe pământ? Îl caută pe Domnul. Cum am mai spus, că e ortodox, că e catolică, de orice nuanță religioasă ar fi, acolo este o comuniune în durere, unde nu se întâmplă în bucurie. Că tu crezi așa, că tu spui prea multe cruși, că tu nu-ți faci, că tu te împărtășești într-un fel și eu mă împărtășesc în altul, că Hristosul meu într-un fel și al tău în altul, nu mai, frații mei. Durerea te aliniază, te unește, îți dă un singur țel și o singură cale, veșnicia. Când ajungi în suferință și în durere, când ajungi înaintea morții, când zilele tale pe pământ sunt numărate, alternativa este una singură, să privești tu la Iisus. Și în suferință nu te mai interesează de cel de lângă tine, că ce îi, pentru că tot ceea ce ești tu și tot ceea ce este în tine se îndreaptă și ar trebui să se îndrepte spre Dumnezeu. De aceea putem să învățăm și în Evanghelia de astăzi că cuvântul lui Dumnezeu și durerea și suferința pe oameni trebuie să îi unească și îi unește. Că ești musulman, că cei ce fi în spitale și în suferință și în durere, ești una. Că și pe tine te dore și pe el dore. E aceeași durere și de o parte și de alta. A venit unul să-i mulțumească Domnului Iisus. Am auzit că Evanghelia ne spune despre recunoștință, despre mulțumire. Un
procent de 1 la 10, 10%. 10%. Vorbeam cu cineva, un domn, mare specialist, medic, cu doctorate multe, și vorbeam despre bol, despre neputință. Și aceea vin și pe fratele nostru doctor și spuneam că am avut o neputință și mă întreabă, dar cum te-ai vindecat? Zic, m-am vindecat de două virusuri, virus B și Delta, virusul de temut în zilele noastre și virusul hepatitei C, care în timp produce cancer. Acum zice că a descoperit un medicament care ar putea, dar încă nu se știe, că vindecă hepatita C virusul. Un virus care medicina și experimentul marilor companii farmaceutice prin interferon se face multă experiență pe oameni. Acest medicament, care ar zice că este bun și are calități de a duce la vindecare un procent care nu-l cunoaște și nu vrea să spună nimeni, are 200 de contraindicații. Pe cum te-ai vindecat dumneata? Păi eu m-am vindecat hepatita de tip B și Delta, s-au negativat virusul. Pe cum adică? Așa bine. Am un doctor bătrân, are 92 de ani, a fost profesor la Facultatea de Medicină în Timișoara, a fost șef de secție la etajul 7 la județean, domnul profesor Barbu, și eu m-am cunoscut acum 20 și ceva de ani cu el și am ținut legătura și o țin și acum. Mă sună de sărbător să-mi dea, mă duc eu la piață și cumpără, tare îi dragi copiii mei și le cumpără anumite fructe. Și mă mai sună și când i-am spus că virusul s-a negativat, nu prea este credincios, zice, mare este Dumnezeul tău. Fraților, mare este Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun că ceea ce nu poate face omul, face Dumnezeu. Și pentru aceasta noi trebuie să venim să-i mulțumim Domnului Iisus. Vedeți, oamenii merg prin spitale și trec prin suferință și trec prin durere și le se acordă toată atenția și tot tratamentul care le se cuvine conform bolilor lor și diagnosticilor care le au. Ajung la vindecare și pleacă. Nu vin nici doctorul lui să-i mulțumească mulți, de cum lui Dumnezeu. Fraților, dacă noi avem recunoștință față de cel de lângă noi pentru ajutorul care ne l-a dăruit și venim să-i aducem mulțumire, să știți că înainte de a veni aproapele nostru, de a face această mulțumire, să știți că înainte de aceasta i-a mulțumit Domnului. I-a mulțumit Domnului. Și de aceea trebuie să venim să-i mulțumim Domnului. Procentul de 1% să fim noi toți de aici. Toți de aici să fim acel procent. Ar vrea să mă duc un pic mai departe și să vedem ceea ce a făcut cei nouă. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai spune ceea ce au făcut ei. Le-a spus Domnul Iisus, duce-vi și arătați-vă preotului, duceți darul care v-a fost dat prin legea lui Moise, și atât. Dar îl întreabă pe cel unu, Domnul Iisus, cei nouă, unde sunt? Dar oare nu toți v-ați vindecat? Oare nu toți v-ați tămăduit? Fraților, poate în anumite clipe ale vieții fiecărui dintre noi și în viața mea, mă seamăn și eu cu unul din cei nouă. Nu tot timpul am venit pentru tot ce mi-a dăruit Dumnezeu și pentru tot ce m-a binecuvântat El. Și tot timpul vieții mele pentru tot ce mi-a dat, să-i mulțumesc. Să-i mulțumesc. Cred că sunteți și frățile voastre în asentimentul meu. Nu tot timpul, pentru orice lucru care ne l-a dat și ne l-a dăruit, i-a mulțumit Lui. Cei nu au plecat. Au plecat și și-au dus darul lor la altar și și-au văzut de viața lor și de treaba lor. Fraților, când ești în suferință gravă și într-o bolă care e nevindecabilă și ai primit o vindecare așa rapidă,
de viu un om bucuros. Eu când eram în suferință gravă, acum vreo 18 ani, 2 ani de zile, am suferit o durere cumplită zi și noapte, care m-a năucit de cap. După un tratament de vreo 2 luni de zile, mi-a dispărut durerea. Am zis că nu mai sunt pe pământ, nu sunt eu. Din starea de durere, de întristare, de agonie, am ajuns dintr-o dată într-o stare de bucurie. Și vă spun sincer că îi mulțumeam lui Dumnezeu. Îi mulțumeam lui Dumnezeu. Vedeți, în viața noastră avem boli, avem neputințe, avem dureri, avem necazuri, avem suspinuri. Câte nu sunt într-o viață de om? Să întrebăm pe fratele Onică Căra, este în vârstă, cu experiență, pe calea Domnului, în lume, în viață, sunt și vin. Dar dintre toate acestea nu trebuie să lipsească Domnul Iisus și Lui să-i mulțumim pentru toate. Așa că din Evanghelia de astăzi ar trebui să învățăm niște lucruri foarte importante. Să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus și să-i cerem ajutorul și binecuvântarea toate zilele, clipurile vieții noastre, să strigăm către El. Al doilea lucru care trebuie să-L înțelegem, că durerea și suferința este aceea care ne unește, este aceea care ne armonizează pe fiecare dintre noi, unii de alții. Și în al treilea rând ar trebui să înțelegem ca să fim cel unul din cei 10, fiecare dintre noi, să venim să-i mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat. Și nu oricum să-i mulțumim, frații mei. Al 10-lea lepros, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a căzut înaintea Domnului Iisus, a îngenunchiat. Îngenunchiarea înseamnă smerenie. Și această mulțumire să o dăm și să o dorim Domnului Iisus, să ne zmerim și noi înaintea crucii, înaintea Golgotei și să-i mulțumim pentru darul și pentru vindecarea și pentru tot ce ne-a dat. Și nu în ultimul rând să-i mulțumim pentru dragostea arătată la Golgota, pentru sângele care a curs la Golgota, pentru mântuirea care ne-a dăruit-o, pentru iertarea care ne-a dat-o, pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Slăviți să fie Domnul.